Bine v-am regăsit! Cu acest material încep seria problemelor rezolvate de curent continuu și prima problemă din această serie are patru întrebări foarte asemănătoare cu multe dintre întrebările care apar la problemele date la bacalaureat sau la diferite examene de admitere în învățământul superior. De asemenea, rezolvarea ei presupune cunoașterea multor formule legate de circuitele electrice, de energie și putere, de rezistența electrică, așa că vă ajută cu siguranță în pregătire. Să vedem textul. Puteți vedea în dreapta sus datele problemei, iar pe tablă puteți vedea circuitul despre care vorbește problema, care e un circuit foarte simplu, o sursă, în cazul nostru un acumulator și un bec. Dar conductoarele nu au rezistența neglijabilă, așa cum se spune în multe probleme, ci aici cunoaștem rezistența liniei a conductoarelor care fac legătura între acumulator și bec. Și asta înseamnă că putem, chiar trebuie, să considerăm și linia un receptor electric. Care ce face? Transformă o parte din energia electrică pe care sursa o dă circuitului în căldură. Și pentru că problema ne spune că puterea pe care acumulatorul o dă circuitului este 50 de W, ne putem folosi de acest lucru ca să calculăm intensitatea curentului. Pentru că la prima întrebare ni se cere intensitatea curentului în circuit. Energia electrică se poate calcula cu relația tensiunea înmulțită cu intensitatea înmulțită cu timpul, durata trecerii curentului de intensitate I prin circuit. Am vorbit despre energie și putere în al cincilea curs de curent electric, de electricitate. Dacă vreți să revedeți teoria, găsiți linkul în descriere. Și pentru că puterea este raportul dintre energie și timp, înseamnă că puterea electrică este produsul dintre tensiune și intensitate. Dar legea lui Ohm ne spune că tensiunea se poate scrie I ori R. Și asta înseamnă că mai avem o formulă pentru putere. Dacă substituim aici tensiunea, obținem I pătrat ori R. Sau, tot legea lui Ohm ne spune că intensitatea este raportul dintre tensiune și rezistență. Și dacă înlocuim, substituim intensitatea aici, găsim încă o formulă pentru putere și anume U pătrat supra R. Deci puterea se poate calcula în mai multe feluri. Avem odată produsul U ori I, avem produsul I pătrat înmulțit cu R și raportul U pătrat supra R. Și ne vom folosi de aceste formule pentru a exprima energia pe care acumulatorul o dă circuitului. Și anume, puterea becului, pentru că problema ne dă tensiunea pe bec, o putem calcula folosind această relație. Și atunci vom avea U bec înmulțită cu intensitatea curentului. Intensitatea curentului e una singură, pentru că circuitul nostru nu are noduri, este un circuit simplu. Peste tot am aceeași intensitate. Puterea pe linie, pe indice L, să o notăm, o putem exprima folosind această relație, pentru că problema ne dă rezistența liniei. Și atunci avem I pătrat înmulțit cu rezistența liniei. Iar puterea totală pe care sursa o dă circuitului, nu puterea totală a sursei, despre asta vom vorbi un pic mai încolo,
Puterea pe care o dă sursa circuitului este suma acestor două puteri. Este puterea pe bec plus puterea pe linie. Și știm că această putere este 50 de W. Și atunci putem obține o ecuație care arată așa. Încep cu termenul în I pătrat. I pătrat înmulțit cu rezistența liniei, care este 5 ohm, plus puterea becului, U bec, care este 15 volți, deci I înmulțit cu 15 volți, este egal cu 50 de W, puterea pe care sursa o dă circuitului. Și dacă nu mai scriu unitățile de măsură, atunci obțin următoarea ecuație de gradul 2 în I, 5I pătrat plus 15I minus 50 egal cu 0. Ecuație care se poate împărți la 5 și obținem I pătrat plus 3i minus 10 egal cu 0. Și discriminantul este b pătrat 9 și pentru că aici am minus va fi plus 40, adică va fi 49, un pătrat perfect. Asta înseamnă că i 1, 2 va fi minus 3 plus minus radical din delta, adică 7, supra 2. Iar cele două soluții vor fi atunci I1 minus 3 plus 7, 4 împărțit la 2, 2 amperi și I2 minus 3 minus 7 minus 10 împărțit la 2, minus 5 amperi. Dar soluția negativă pentru problema noastră n-are sens. Pentru că atunci când am rezistențe, sensul curentului nu schimbă puterea. Poate să aibă sens în alte situații. Vom avea și astfel de probleme. Dar acum numai soluția pozitivă are sens. Și atunci am găsit răspunsul la prima întrebare. Intensitatea curentului în circuit este 2 amperi. A doua întrebare, cât este curentul de scurt circuit al acumulatorului? Intensitatea curentului într-un circuit simplu este dată de legea lui Ohm pentru întregul circuit, și anume este tensiunea electromotoare împărțită la rezistența circuitului plus rezistența internă. Iar scurt circuit înseamnă că rezistența circuitului este zero, adică am scurt circuitat bornele sursei electrice cu un conductor care are rezistența zero sau neglijabilă. Și dacă R mare este zero, atunci înseamnă că pentru curentul de scurt circuit avem expresia tensiunea electromotoare împărțită la rezistența internă. Numai că noi nu cunoaștem nici E, nici R mic, nici tensiunea electromotoare a acumulatorului și nici rezistența lui internă. Dar problema spune că puterea becului reprezintă 50%, adică este jumătate, din puterea pe care acumulatorul o dezvoltă, puterea totală a acumulatorului. Care este deosebirea între puterea totală și puterea pe care o dă circuitului? Puterea totală presupune și puterea pe rezistența internă a acumulatorului. Deci puterea totală este puterea pe circuit, puterea totală, puterea pe circuit, să zicem puterea externă, plus puterea pe rezistența internă a acumulatorului, care ia să-i spunem pe indice I. Și becul nostru are puterea U bec înmulțit cu I, adică 15 volți
înmulțit cu 2 amperi, adică 30 de wați. Și, repet, problema spune că puterea totală este dublul acestei puteri, pentru că spune că puterea becului reprezintă doar 50% din puterea totală. Înseamnă că puterea totală este 60 de wați. Deci puterea totală a acumulatorului în condițiile descrise de problemă este 60 de wați. Dar vă amintiți, puterea pe care acumulatorul o dă circuitului este 50 de wați. Unde e restul? Restul este această putere internă. Și puterea internă înseamnă atunci că are expresia puterea totală minus puterea externă, adică 60 de wați minus 50 de wați, 10 wați. Dar și această putere trebuie să se poată calcula ca oricare altă putere, deci puterea internă, se poate calcula și cu relația I pătrat înmulțit cu R mic, rezistența internă a acumulatorului, cea pe care nu o cunoaștem. Și atunci R mic va fi egal cu raportul dintre puterea internă supra intensitatea curentului la pătrat, adică 10 W supra 2 A la pătrat, 4 A pătrat, care înseamnă 2,5 ohm. Și am găsit rezistența internă a acumulatorului, a sursei noastre. Pentru că avem nevoie de ea ca să calculăm curentul de scurt circuit. Dar ne mai trebuie și tensiunea electromotoare. Pentru asta putem folosi ecuația tensiunilor. Tensiunea la bornele unui circuit este E minus I înmulțit cu R mic, cu rezistența internă. Ceea ce înseamnă că E, deci rezultă că E, este tensiunea la borne plus I înmulțit cu R mic. Tensiunea la borne nu este altceva decât tensiunea pe circuit. Este același lucru cu tensiunea pe circuit. Iar tensiunea pe circuitul nostru este, conform legii lui Ohm, I înmulțit cu rezistența circuitului, RE, rezistența externă. Cât este rezistența externă? Este rezistența liniei plus rezistența becului. Iar rezistența becului se poate calcula și ea cu legea lui Ohm, este tensiunea pe bec împărțită la intensitate, adică 15 volți supra 2 amperi, 7,5 ohmi. Am găsit deci că rezistența internă a acumulatorului este 2,5 ohmi, că rezistența becului este 7,5 ohmi, și acum trebuie să calculăm tensiunea electromotoare ca să putem calcula curentul de scurt circuit. Și avem această relație E egal cu U plus I ori R mic, unde U este tensiunea la borne sau tensiunea pe circuit. Înseamnă că U se poate scrie intensitatea curentului înmulțită cu rezistența circuitului, să-i spunem rezistență externă. Deci U va fi egal cu I pe lângă rezistența becului plus rezistența liniei. Adică U va fi 2 amperi pe lângă rezistența becului 7,5 ohmi plus 5 ohmi. Este rezistența liniei, era o valoare dată în textul problemei. Deci tensiunea la borne va avea valoarea 2 amperi înmulțit cu 12,5 volți, adică 25 de volți. Și acum, dacă cunoaștem tensiunea la borne, putem calcula tensiunea electromotoare.
tensiunea electromotoare, va fi tensiunea la borne, adică 25 de volți, plus produsul I ori R mic, 2 amperi, înmulțit cu 2,5 ohmi. Dar 2,5 înmulțit cu 2 este 5, 5 plus 25 este 30. Deci E, tensiunea electromotoare a acumulatorului, are valoarea 30 de volți. Acum, dacă cunoaștem și E și R mic, putem calcula curentul de scurt circuit. Curentul de scurt circuit va fi 30 de volți, adică tensiunea electromotoare, supra R mic, 2,5 ohmi. Asta înseamnă, trebuie să împărțit la 25, 12 amperi. Deci, cel mai mare curent pe care îl poate da acumulatorul, atunci când e legat într-un circuit cu rezistența 0, asta înseamnă scurt circuit, și atunci este curentul maxim, este curentul de 12 amperi. A treia întrebare, care este puterea maximă pe care acest acumulator o poate da unui circuit? Puterea pe care o sursă o dă circuitului, puterea externă, este I pătrat înmulțit cu rezistența circuitului. Iar I se poate calcula cu legea lui Ohm pentru întregul circuit. Adică este E supra R mare plus R mic. Totul la pătrat înmulțit cu R mare. Și am în final că puterea pe care o dă sursa circuitului este E pătrat înmulțit cu R mare supra R mare plus R mic la pătrat. Am arătat în materialul electricitate 3 din seria fizică pentru examene și concursuri, de la minutul al 14-lea, găsiți linkul în descriere, că maximul acestei funcții a puterii de R mare, deci funcție de R mare, atunci când R mare variază, această putere are un maxim și maximul se realizează atunci când R mare este egal cu R mic. Când rezistența circuitului este egală cu rezistența internă a sursei, atunci puterea pe care o dă sursa circuitului este maximă. Și dacă înlocuim aici R mare cu R mic, obținem că puterea maximă este E pătrat, și aici voi avea 2R mic la pătrat, 4R mic pătrat, și cu R mic de la numărător se simplifică, supra 4R mic. Deci, puterea maximă este dată de această relație. În cazul nostru, puterea maximă va fi 30 de volți la pătrat, supra de 4 ori 2,5 ohmi. Adică puterea maximă va fi 900 supra 10 W, adică puterea maximă va fi 90 de W. Puterea maximă pe care acest acumulator o poate da unui circuit, este 90 de W. Ultima întrebare. Ce temperatură are filamentul becului în timpul funcționării lui? Să vedem ce știm în legătură cu asta. Știm că rezistența filamentului becului la 0 grade Celsius este 0,625 ohmi. Textul problemei ne spune acest lucru. Mai știm că rezistența becului în timpul funcționării este 7,5 ohmi. Asta am calculat-o noi. Și mai știm că wolframul are coeficientul termic al rezistivității 5 ori 10 la minus 3 grad la minus 1. De ce este rezistența becului în timpul funcționării
mult mai mare decât rezistența lui la 0 grade Celsius. De fapt, vorbim despre rezistența filamentului becului. Pentru că, în general, rezistivitatea metalelor crește cu temperatura după legea Rho, adică rezistivitatea la o anumită temperatură, este Rho 0, adică rezistivitatea la 0 grade Celsius, pe lângă 1 plus alfa ori T. Și acum puteți înțelege de ce alfa are unitatea de măsură grad la minus 1, pentru că produsul alfa T trebuie să se adune cu 1, adică trebuie să fie adimensional, nu trebuie să aibă unități de măsură. Dar temperatura are unitate de măsură grad Celsius și atunci alfa trebuie să aibă unitatea de măsură 1 pe grad ca să se simplifice gradul și să rămână aici doar un număr, să nu am unități de măsură. Dacă înmulțim această ecuație cu raportul L supra S, lungimea unui conductor împărțită la area secțiunii conductorului respectiv, obținem Rho ori L supra S este Rho 0 ori L supra S pe lângă 1 plus alfa T. Dar Rho ori L supra S este rezistența conductorului respectiv la temperatura T, în timp ce Rho 0 ori L supra S este rezistența conductorului respectiv la 0 grade Celsius. Și mai am pe lângă 1 plus alfa ori T. Și asta pentru că rezistența unui conductor are expresia rezistivitatea lui înmulțită cu lungimea conductorului respectiv împărțită la area secțiunii conductorului. E adevărat că această expresie presupune niște aproximări, pentru că nu numai rezistivitatea se modifică atunci când se modifică temperatura, se modifică și lungimea și area secțiunii conductorului din cauza dilatării. Dar variația lui L și S este în general mult mai mică decât variația rezistivității. Și atunci putem face această aproximare. Rho ori L supra S este rezistența la o anumită temperatură, în timp ce Rho 0 ori L supra S este rezistența la 0 grade. Și avem această relație din care pe noi ne interesează temperatura. Așa că să desfacem paranteza. R este egal cu R0 plus R0 alfa T. Și de aici rezultă că R0 alfa T este R minus R0 și că temperatura are expresia R minus R0 supra R0 ori alfa și atât. Și am găsit relația cu ajutorul căreia putem calcula temperatura filamentului atunci când becul funcționează, folosindu-ne de rezistența becului în timpul funcționării, rezistența lui la 0 grade Celsius și coeficientul termic al rezistivității, le avem pe toate aici. Vă las pe voi să faceți calculul. Vă spun că rezultatul, dacă nu greșiți la calcule, este de 2200 de grade Celsius. O temperatură normală, obișnuită pentru funcționarea unui bec cu filament de Wolfram. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!